Păi ce faci aici, mă, că nici nu te-am auzit când ai venit. Cred că eu am auzit ceva. Nimic. 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 Zero barat. Niciun decibel nu mi-a intrat în cap. S-a strecurat, a făcut treaba, a plecat. Ce, mă? Mă, ce zici aici, că n-am înțeles nimic? Mai zi odată. Ce rost are să mai zic? Ce rost are să mai zic? Am putere să schimb ceva? Dacă zic, se întâmplă ceva. Nu, pot să dau timpul înapoi ca să îndrept greșelile. Am eu puterile astea. Pot eu ca să mă întorc, să strâng de gât. Mă nenorocit. Eu le dau în moalele capului. Ajută la ceva. Pot eu ca să-i trimit lăcuste și ploi pe blestemele din lume. Pot eu să... Pot! Dar n-am puterea să fac asta. Bă, ce, Doamne, iartă-mă, mă, loc cu ghicitori așa și cu filozofie așa de dimineață, mă. Zici ce vrei să zici, că n-am înțeles. Mai zi odată. Bă, ești un pis. De-aia n-ai înțeles. Vă zic varianta pe scurt. A furat televizor. Cum, mă, ți-a furat televizorul? Uite așa, cu nu știu cum. Asta mă întreb și eu. Eram aseară. Aseară l-am văzut ultima dată, zic, hai să mă culc, ca ce fac eu. Aseară îmi iau somniferul, mă uit la ceva ca să plec pe partea elantă. Am vrut ceva de artă. Asta am avut, telecinemateca, film India. Frumos! Muzici, dansuri și asta. După două minute, am trecut pe bulgari. Hai că am început să sfure, că n-am pus în jos sticle de conia. Dar în capul meu, eram deja cu filmul. Călare pe elefanți după indianca. Indianca mă iubea. Bă, dar și cum mergea elefanții în capul meu? Gheparși. Gâdâm. Am făcut niște salturi, am făcut niște astea. Ținea elefanții cu trompa de ăsta și se învârtea așa. Pac, am ajuns, m-am ridicat pe partea la asta. Doar în fața mea, doi vikingi. How are you? E la mine. Bac! M-am băgat și eu, nu m-am lăsat mai prost ca ei. How's good to you? Ei că și că cărcă măr, zic chiar hai, mucles. Indian ca într-un colț, plângea, mă aștepta. M-am dus frumos la ea, că m-am pus în genunchi. Se pun inelul pe deget. M-am trezit, băi, dar și așa supărat eram, că am aștepta. Vreau să văd partea a doua, așa, a treia, așa, dar n-am. M-am trezit, zic, hai că mă uit la televizor, mă ia somnul din oși. M-am uitat. Nu era de televizor, Rufirigel. Băi, m-am trezit așa și cu o durere de asta de mijloc, că nu știu de ce, cred că am dormit agitat cât am dormit eu acolo, că altfel nu mi-e explic. Mă doresc și oasele mine. Dar treaba e că nu mai era televizorul! Mi-ai spus, mă, lui Robi. Ce să mă fac? Nu, mă, au la Robi ca să-i spun ce. De ce să mă duc la Robi când eu știu cine mi l-a luat? Știu. Nu știu, este o bănuială, da, de oricum, sigur a fost doi. Pentru că eu am televizor, ca lumea. Ăla, cu tubulatură, nu cum cumpără și-a foiițe de celofani să uite la el. De la mare. Nu putea să care unul singur. Nu v-am mâna în foc, dar cred că unul din ei era ardil. De-am venit să te implic în această acțiune socială, să vorbim cu ăla. Haide-mă, pun la el să vedem ce facem. Bă, dar să știi că cu indian că ai greșit, că nu cu verghet. Ei trebuie să-i faci punctul ăla roșu în frunte, mă. Hai, asta poate la comedii, la filme, dar de nu e așa. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.